ziua, dragi elevi! Bine ați venit la o nouă lecție virtuală care cercetează comorile baladei populare Miorița. Sunt Rodica Gavriliță și astăzi vom vorbi despre motivele baladei și despre structura textului. Ne propunem următoarele obiective. Să structurăm balada în câteva secvențe. Să identificăm motivele baladei, să relaționăm structura cu etapele narațiunii, să identificăm citatele pentru fiecare motiv. Pentru început, completați afirmația lui Mihai Eminescu despre balada Miorița cu trei lexeme lipsă. Inspirațiune fără, aici veți spune un cuvânt, acel suspin al urmează cuvântul vostru și al izvoarelor de pe al treilea cuvânt. Să vedem ce a ieșit și dacă ați fost aproape. Mihai Eminescu afirma despre balada Miorița, desigur. Inspirațiune fără seamă, acel suspin al brazilor și al izvoarelor de pe Carpați. Subiectul baladei include o înlănțuire de motive, între care vom remarca următoarele. Motivul transhumanței. Transhumanță înseamnă mișcarea oilor de la munte la șes și invers. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale, trei turme de mei cu trei ciobănei, unui moldovan, unui ungurean și unui vrâncean. Al doilea motiv este cel al complotului. În contrast cu atmosfera senină, care are originea în cele mai vechi texte, inclusiv biblice. Aici am pus o imagine cu Cain și Abel. El începe de la versurile, iar cel ungurean și cu cel vrâncean mărise vorbire, ei se sfătuire pe la pus de soare ca să mi-l omoare pe cel moldovan, că-i mai ortoman și are oi mai multe, mândre și cornute, și cai învățați și câini mai bărbați. Al treilea motiv se numește motivul Mioarei Năzdrăvane, care devine un oracol, prevestind ce se va întâmpla. El începe cu versul, dar cea Mioriță cu lână plăviță, de trei zile încoace, gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place. Mioriță laie, laie bucălaie, de trei zile încoace, gura nu-ți mai tace, ori iarba nu-ți place, ori ești bolnăvioară, drăguță mioară? Drăguțule bace, dă-ți oile încoace la negru zăvoi, că iarbă de noi și umbră de voi. Stăpâne, stăpâne, îți cheamă și un câine, cel mai bărbătesc și cel mai frățesc, că l-a pus de soare, vreau să mi te omoare, baciul ungurean și cu cel vrâncean. Motivul testamentului exprimă dorința, crezul ciobanului, pe care îl încredințează Mioriței. Și începe cu versul, oiță bârsană. Oiță bârsană, de ești năzdrăvană și de-a fi să mor în câmp de mohor, să spui lui vrâncean și lui ungurean, ca să mă îngroape aici, pe aproape, în strunga de oi, să fiu tot cu voi, în dosul stâinii, să-mi aud câinii. Astăzi să le spui, iar la cap să-mi pui fluieraș de fag, mult zice cu drag, fluieraș de os, mult zice duios, fluieraș de soc, mult zice cu foc. Vântul când abate, prin ele răzbate, șoile s-or strânge, pe mine m-or plânge cu lacrimi de sânge. Urmează motivul măicuței bătrâne, care semnifică căutarea insistentă a copilului de către mama sa și incorporează în el și motivul alegoric moarte nuntă, ce exprimă împlinirea destinului dincolo de moarte. Noi știm că, conform credinței populare, tinerii care mor neînsurați sunt înmormântați, îmbrăcați în mire sau mireasă. Acest motiv, motivul măicuței bătrâne, și începe cu următorul vers.
iar tu de umor să nu le spui lor. Să le spui curat că m-am măsurat cu o mândră crăiasă a lumii mireasă, că la nunta mea a căzut o stea. Soarele și luna mi-au ținut cununa, brați și păltinași i-am avut nuntași, preuți, munții mari, paseri lăutari, păsărele mii și stele făclii. Și iată motivul măicuței bătrâne, iar dacă îi zări, dacă îi întâlni, măicuță bătrână, cu brâul de lână, pe câmp alergând, pe toți întrebând și la toți zicând. În continuare, fragmentele care corespund motivelor din baladă, am încercat să subliniez cuvintele ca să înțelegeți mai bine unde se regăsește motivul. Motivul transhumanței îl găsim în versurile Iată vin în cale, se cobor la vale. Ziceam că transhumanța înseamnă mișcarea oilor de la munte la șes și invers. Trei tulme de mei cu trei ciobănei. Motivul complotului se va regăsi mai ales în versul Să mi-l omoare, iar cel ungurean și cu cel vrâncean mării se vorbire, ei se sfătuire pe la pus de soare ca să mi-l omoare pe cel moldovan. Motivul mioarei năstrăvane, vedem că mioara este umanizată, ea vorbește cu glas omenesc, dar cea mioriță cu lână plăviță, de trei zile încoace gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place. Motivul testamentului îl găsim în versurile următoare. Oiță bârsană, de ești năzdrăvană și de-a fi să mor în câmp de mohor, să spui lui vrâncean și lui ungurean ca să mă îngroape aici, pe aproape, în strunga de oi, să fiu tot cu voi. El încredințează oiței ultima lui dorință, dar își dă seama că va trebui să o împlinească cei doi, chiar dacă ei ar comite un omor, oricum sunt niște creștini. Motivul măicuței bătrâne îl regăsim în versurile. Iar dacă îi zări, dacă îi întâlni măicuță bătrână cu brâu de lână, din ochi lăcrimând, pe câmpi alergând, pe toți întrebând și la toți zicând. Și al șaselea motiv, motivul alegoric moarte-nuntă, îl vedem în secvența. Iar la cea măicuță să nu spui drăguță, că la nunta mea a căzut o stea, că am avut nuntași, brați și păltinași, preoți munții mari, paseri lăutari, păsărele mii și stele făclii. Am accentuat cuvintele nunta, nuntași, lăutari, dar ar putea fi și preoții și făcliile care fac parte din decorul acesta al nunții. Compozițional, opera am putea o împărți în patru secvențe. Partea întâi, care este una epică, conține două momente ale subiectului, situația inițială și cauza acțiunii, și două motive literare. Cele două motive literare sunt motivul transhumanței și motivul mioarei năzdrăvane. Partea a doua este dramatică. Ea conține o parte din desfășurarea acțiunii și motivul 3. Știm că aici este motivul testamentului. Partea a treia, care este una cu desăvârșire lirică, conține desfășurarea acțiunii și situația dificilă. De asemenea, aici găsim 3 motive literare. Motivul testamentului, măicuței bătrâne și motivul comuniunii om-natură sau alegoria moarte-nuntă. La reflecție, vă rog să meditați asupra afirmației lui Nicolae Manolescu. Lirică, imaginativă și feierică în substanța ei profundă, Miorița este capodopera lui Alexandrii, cu nimic mai prejos de Luceafărul emiscian. Observați că exegetul face o paralelă dintre această
creațiune populară, Miurița, și poemul Luceafărul, scris de Mihai Eminescu, ca să vedeți cât de importantă este ea pentru cultura neamului românesc. Să recapitulăm. Azi la ore am vorbit despre cele 6 motive ale baladei, am structurat balada în 3 părți distincte și am raportat motivele la structură și la elementele subiectului. În final, voiam să vă recit 2 catrene din poezia lui Arcadie Suceveanu, Miurița. Acel cioban din culme de Carpați, ce-a curs în stea cu nunta fulgerată, acel cioban ucis de cei 2 frați, prin jertfa lui de sânge, este tată. L-aud acum trecând prin alți bărbați, nimic de turma lui nu-l mai desparte. Prin jertfa lui ne știm cu toții, frați, legați de un dor cei mai presus de moarte. Probabil că și voi v-ați simțit înfrățiți cu jertfa ciobănașului. Eu finalizez această lecție aici. Vă zic pe curând la o nouă oră virtuală de limba și literatura română.